apropie Revelionul. La final de an vă prezentăm o retrospectivă a lui 2023. Direcția de Sănătate Publică Arad pune la dispoziție de sărbători 8 centre de permanență în municipiu și 11 în județ. Amenziile de circulație cresc de la 1 ianuarie 2024. Se încheie anul 2023. Cu bune, cu rele, ajunge la final un nou capitol din viața noastră, un capitol cu 365 de file. La final de an vă prezentăm o retrospectivă a lui 2023. Pe 30 ianuarie, cel mai lung tunel din țară realizat după 1989, o investiție extrem de importantă pentru Arad și pentru întreaga Românie, a ajuns să vadă lumina. Primul turn virtual de control al zborurilor din România, construit pe aeroportul din Brașov, are traficul dirijat de la Arad. Turnul virtual reprezintă o premieră pentru țara noastră, iar decolarea și aterizarea aeronavelor este coordonată de specialiștii de la Centrul de Dirijare a Zborurilor din orașul nostru. Eli Lăslean a sărbătorit pe 20 februarie 30 de ani de activitate, printr-o gală. Gazda serii a fost Andreea Marin, iar Eli a avut un invitat special, pe Aurelian Temișan, care a interpretat pe scena Filarmonicii Arădene melodii cunoscute. Seara a cuprins și o defilare de modă, printre manechine aflându-se și câteva dintre primele fotomodele care au defilat pentru Eli. Batalionul 191 Infanterie Colonel Radu Golescu a celebrat pe 27 martie împlinirea unui sfert de veac de existență, a Batalionului Mix de Menținere a Păcii, prima structură europeană de acest fel, de nivel batalion. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad a demarat în martie o serie de campanii și evenimente pentru conștientizarea arădenilor în vederea colectării selective a deșeurilor. Începerea sezonului tradițional de pășunat pe izlazuri și pășuni, după data de 23 aprilie de Sfântul Gheorghe, a fost marcată în satul aparținător comunei Dezna, printr-o sărbătoare numită Strigătul Străjilor. Muzeul de artă din Arad s-a redeschis pe 10 mai după un nou concept cu realitate augmentată și tablouri interactive, care pun în mișcare personajele, acestea începând să circule prin sală sau transportând vizitatorii în mijlocul acțiunii unui tablou. A fost inaugurată cu această ocazie și Galeria de Artă Românească. Emilia Eberle, unul dintre numele grele ale gimnasticii românești, a ajuns la TV Arad. A fost colegă de echipă cu Nadia Comăneci și are un palmares de invidiat. Este dublă medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, dar și câștigătoarea numeroase medalii la campionatele europene și mondiale din perioada 1970-1980. Odată ce vremea s-a încălzit, s-a dat startul evenimentelor în aer liber în județ și municipiu. Vara lui 2023 a venit cu 3 zile de atmosferă vibrantă și plină de culoare pe aeroportul Arad la AOA și în premieră încă 2 zile de festival pe plaja Ghioroc în 28 și 29 iulie. Cea de-a patra ediție a Sărbătorii Plăcintelor a strâns la Căsoaia mii de oameni din județul nostru și nu numai. 25 de primării din județ au fost prezente. Vizitatorii au admirat obiceiurile autentice, porturile și au gustat din preparatele specifice fiecarei zone. Tot mii de vizitatori au participat și la Festivalul Vânătorilor, ajuns la cea de-a 14-a ediție. Organizată de Consiliul Județean Arad prin Centrul Cultural Județean, ediția din acest an s-a desfășurat la Băile Lipova. Au fost evaluate trofeele vânătorești, premiate rasele de câini, degustate ceaunele și apoi jurizate, iar câștigătorii au fost recompensați în cadrul festiv. Primul spital destinat pacienților oncologici, care a fost construit vreodată la Arad cu circuite separate și aparatură modernă, a fost inaugurat pe 29 noiembrie în prezența ministrului de interne Cătălin Predoiu. Secția oncologie este situată în Arad pe strada Vincențiu Babeș, numerele 1113, iar pe final de an, pe 21 decembrie, Moș Crăciun s-a mobilizat pentru a aduce o bucurie șoferilor arădeni. După 13 ani s-a deschis circulația pe pasajul de nivelat de pe centura de ocolire Arad, de pe DN7, peste linia de cale ferată Arad-București. Pasajul are o lungime de 722 de metri, cu tot cu rampele de acces și o lățime a părții carosabile de 7 metri.
Revelionul nu este o simplă trecere între ani, ci un moment marcat de superstiții. De la bucatele alese și curățenie până la credințe și tradiții, toate au o importanță deosebită. Astfel, în noaptea dintre ani trebuie să purtați ceva nou și ceva de culoare roșie, pentru a vă feri de rele, pentru a avea noroc în dragoste și pentru a fi sănătoși. De asemenea, la miezul nopții trebuie să ciocniți un pahar de șampanie cu cei dragi, pentru bunăstare și prosperitate în familie. Vâscul nu trebuie să lipsească din casă. Acesta aduce iubire și noroc în dragoste. De asemenea, să nu vă lipsească banii din buzunar, bancnote sau monede, nu contează, să aveți bani asupra dumneavoastră la trecerea dintre ani. În noaptea de Revelion e musai să consumați pește pentru a vă strecura în noul an ca peștele prin apă. 12 boabe de struguri trebuie consumate la trecerea dintre ani pentru a avea noroc și sănătate în fiecare lună a anului. Revelion 2024 în centrul Aradului. Artiști arădeni și nu numai își propun să ofere o atmosferă specială de sărbătoare la kilometrul zero al orașului. Startul petrecerii va fi dat la ora 20:45 de minute, când pe scena din fața Palatului Administrativ vor urca Dragoș Moldovan and Band, lugojenii de la Springtime Band și arădenii de la Progresiv A. Înainte de miezul nopții va urca pe scenă trupa Cargo. Ca în fiecare an, trecerea în anul 2024 va fi marcată de un spectaculos show de artificii, după care atmosfera va mai fi întreținută de Cargo până în jurul orei 0:30 de minute. Reprezentanții instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne din teritoriu au susținut o declarație comună de presă în care au prezentat măsurile luate pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în perioada zilelor libere de anul nou. Dacă alegeți divertismentul cu materiale pirotehnice, achiziționați-le din surse autorizate și folosiți-le cu respectarea regulilor. Iată câteva informații despre articolele pirotehnice de divertisment. Cu desăvârșire sunt interzise obiectele care produc zgomot, respectiv petardele. În cazul celorlalte articole pirotehnice, vă informăm că, conform legii, comercializarea acestora se face numai persoanelor cu vârsta peste 16 ani. Distanța de securitate în timpul folosinței dintre utilizator și obiectul pirotehnic trebuie să fie de cel puțin un metru. Nivelul maxim de zgomot al acestor obiecte nu trebuie să depășească 120 de decibeli sau un nivel de zgomot echivalent. În categoria 1 nu sunt cuprinse petardele, bateriile de petarde, petardele luminoase și bateriile de petarde luminoase. Pocnitorile din categoria 1 nu pot să conțină mai mult de 2,5 mg de fulminat de argint. În acest sens, vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Inspectoratul de Poliție Județean Arad vă dorește sărbători fericite, liniștite, alături de cei dragi și un an nou cu multă sănătate și fericire. La mulți ani! Printre misiunile jandarmilor arădeni se află cele de asigurare a ordinii și liniștii publice, la manifestările cu public numeros, în special cele de anul nou, din zonele centrale ale localităților, târgurile de iarnă și manifestările religioase, unde vor fi prezenți atât independent, cât și alături de polițiști pentru a asigura un climat de ordine și siguranță publică în zonă. Jandarmeria Arad desfășoară în continuare acțiuni pentru prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional specific acestei perioade prin monitorizarea respectării legislației referitoare la materialele pirotehnice. În această perioadă, jandarmii arădeni vor participa la menținerea ordinii și siguranței publice în sistem integrat, împreună cu poliția, atât în mediul urban, cât și cel rural. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor prezenți la manifestările care se vor desfășura în zona de responsabilitate, le recomandăm acestora să evite implicarea în activități sau în acțiuni de natură să tulbure buna desfășurarea evenimentelor, să manifeste înțelegere față de măsurile luate de forțele de ordine, să respecte indicațiile organizatorilor, dacă sunt însoțiți de copii să-i supravegheze cu atenție, iar în cazul în care sunt martorii săvârșirii unor fapte de natură antisocială, să apeleze cu încredere numărul unic de urgență 112 sau să solicite sprijinul jandarmilor aflați în apropiere. Pentru creșterea gradului de siguranță în rândul cetățenilor, specialiștii Inspecției de Prevenire au intensificat în perioada sezonului rece acțiuni de verificare și control la spațiile de alimentație publică unde se vor organiza evenimente.
În acest sens, dorim să tragem atenția organizatorilor de evenimente asupra principalelor aspecte pe care trebuie să le aibă în vedere și anume respectarea capacității maxime de utilizatori ai spațiului în care se desfășoară evenimentul, asigurarea măsurilor privind evacuarea utilizatorilor în cazul producerii unei situații de urgență, asigurarea funcționării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotarea spațiului respectiv. De asemenea, reamintim cetățenilor să nu utilizeze artificii și alte mijloace pirotehnice în încăperi și spații închise. Astfel de activități se vor desfășura în strictă conformitate cu legislația în vigoare, în aer liber, la distanțe de siguranță față de oameni, clădiri, arbori sau vehicule. Poliția de frontieră Arad continuă și în această săptămână măsurile de supraveghere a frontierei de stat și de fluidizarea traficului în punctele de trecere, desfășurate în contextul special al sărbătorilor de iarnă și întâmpinarea noului an. Un exemplu este suplimentarea personalului planificat pentru controlul documentelor, adaptată la infrastructura fiecărui punct, astfel încât să putem asigura un control operativ și eficient pe ambele sensuri de deplasare. În egală măsură, vor fi suplimentate arterele de control pe sensul de ieșire sau de intrare, după caz, până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctelor de trecere a frontierei. De asemenea, dacă situația o impune, vor fi folosite inclusiv stații mobile de control. ...2023 a fost un an dificil pentru europarlamentarul Gheorghe Falcă. Pe lângă greutățile vieții profesionale, președintele PNL Arad a declarat într-o conferință de presă că s-a confruntat anul acesta și cu probleme de sănătate. Am avut o problemă medicală. Așa cum cred că vă aduceți aminte, în 2019, în luna aprilie, am fost operat de cancer. A fost un moment dificil pentru mine, dar un moment care l-am trecut cu bine. Și în această vară am avut un astfel de diagnostic, am luptat cu boala și pot să spun că am reușit să trec și de această dată cu bine și asta înseamnă că o să devin mai activ, pentru că până în acest moment, orice s-a întâmplat în ultimele luni, preocuparea mea a fost partea de sănătate. Liderul PNL Arad a anunțat că a fost alcătuită echipa de campanie națională a partidului și că va fi constituită în curând și o echipă de campanie la nivelul județului. Vă pot spune că Partidul Național Liberal a luat decizia de a intra în etapa de campanie electorală. La nivel național s-a realizat echipa națională de campanie. În curând vom realiza și la nivel local echipa de campanie electorală, o echipă de campanie care, cu mici modificări, va funcționa pe întreg anul 2024. Am făcut atât un sondaj la nivelul municipiului Arad, cât și un sondaj la nivelul județului Arad. Această campanie de realizare a sondajelor a fost sub coordonarea conducerii naționale. Atât domnul Bibaț cât și domnul Cionca sunt în sondaj pe primul loc și ei vor fi candidații noștri pentru cele două funcții. Nu s-a oficializat această decizie, dar în momentul în care oamenii tăi care îi ai pe posturi sunt pe primul loc și vreau să spun că cu multe procente față de următorii, nu cred că sunt probleme în ceea ce înseamnă decizia de candidatură. Știu că de obicei nu-i bine să te lauzi, dar sunt pe primul loc la încredere atât în municipiul Arad cât și în județul Arad. Și vreau să le mulțumesc cetățenilor că după atâția ani îmi transmit un respect al relației politician-cetățean. Așa cum v-am spus, anul 2023 n-a fost un an activ pentru mine, dar mă voi mobiliza în anul 2024 să fiu un politician activ și să răspund solicitării cetățenilor și, evident, să pot să le dau din informațiile mele, așa cum le-am dat colegilor din administrație. Europarlamentarul a abordat în conferință mai multe probleme naționale, printre care decizia bună a PNL de a include reforma pensiilor în PNRR, care permite acum o majorare mai mare a veniturilor pensionarilor decât rata inflației. Categoriile vulnerabile vor primi sprijinul de care au nevoie în 2024 prin activitatea guvernamentală, a mai spus acesta.
Direcția de Sănătate Publică Arad face recomandări pentru evitarea problemelor digestive și pune la dispoziție centre de permanență în tot județul. Astfel, evitați excesele alimentare și abuzul de alcool, mai ales dacă vă cunoașteți cu boli digestive, cardiace, neurologice. Consumați cu moderație alimentele grase, precum slănină, maioneză, smântână sau frișcă. După o masă copioasă se recomandă mișcarea, mers pe jos sau sport. De asemenea, beți seara la culcare un ceai de plante cu o felie de lămâie. Serviți dulciurile la sfârșitul mesei și încercați să mâncați cât mai puține. În ce privește expunerea la frig, în special a persoanelor care participă la evenimentele organizate în aer liber, se recomandă căciuli, mânuși, fulare, îmbrăcăminte și încălțăminte corespunzătoare și deplasarea periodică în locuri încălzite, iar hidratarea se va realiza cu lichide calde fără conținut de alcool. În caz de nevoie, vă puteți adresa celor 19 centre de permanență din județul Arad. În municipiu, centrul de permanență de pe strada Oituz, numerele 224-226, centrul de permanență Acoperământul Maicii Domnului Grădiște, strada Smochinului, numărul 2, centrul de permanență Turcin, strada Episcop Roman Ciorogariu, numărul 52, centrul de permanență Paris, pe strada Paris, numărul 2, Corp B, centrul de permanență Medisis, strada Adi Endre, numărul 54, centrul de permanență Ilieș, strada Independenței, numărul 11, centrul de permanență Dr. Manuilă, strada Cornel Radu, numerele 1-3, centrul de permanență Vlaicu, calea Aurel Vlaicu, bloc 7, apartament 34. În județ, centrul de permanență Chișineu-Criș, strada Înfrățirii, numărul 95, centrul de permanență Felnac, în localitatea Felnac, numărul 393, centrul de permanență Gura Honț, pe strada Ioan Butianu, numărul 28, centrul de permanență Gurba, în localitatea Gurba, numărul 40, centrul de permanență Lipova, pe strada Făgetului, numărul 6, Moneasa, centrul de permanență din localitate, numărul 73, centrul de permanență Sâmbăteni, în localitatea Sâmbătenii, numărul 96, centrul de permanență Sântana, pe strada Muncii, numărul 53, centrul de permanență Dr. Itemera, Șiria, strada Regiment 85 Infanterie, numărul 1859, centrul de permanență Laser Med Vladimirescu, pe strada Augusta, numărul 22, și centrul de permanență Med Mun Vladimirescu, pe strada Progresului, numărul 69. Programul de funcționare a celor 8 centre din municipiul Arad și a celor 11 din județul Arad este de luni până vineri, între orele 15-8, sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale, de la 8 la 8, gardă de 24 de ore. Aeroportul Arad a finalizat lucrările de refacere a căii de rulare, o investiție cu o valoare de 19,2 milioane de lei, fonduri accesate prin programul operațional Infrastructură Mare. Proiectul a prevăzut și achiziționarea unui utilaj pentru lucrări de întreținere a platformelor de embarcare, a căii de rulare Alfa și a pistei. Autospeciala a costat peste 4,4 milioane de lei, fiind un utilaj complex. Lucrările au fost impuse de Autoritatea Aeronautică pentru a acorda certificarea de conformitate, atât în ceea ce privește calea de rulare Alfa, cât și platforma 1 de embarcare a cetățenilor. Directorul aeroportului Ovidiu Moșneag a detaliat investițiile realizate, respectiv refacerea în integralitate a căii de rulare Alfa, cea care face legătura între platformele de embarcare-debarcare, parcare aeronave și pista de decolare-aterizare, dotarea acesteia cu balizaj nou, asigurarea iluminatului solicitat în legislația de profil, precum și realizarea marcajelor. Din punct de vedere al cerințelor din regulamentul 139 al Comisiei Europene, avem îndeplinite toate condițiile de funcționare. Noua cale de rulare poate prelua avioane Boeing 737 până la seria 800 sau Airbus 320-200, având portanța necesară operării aeronavelor de acest tip. În ceea ce privește utilajul pentru întreținere, acesta poate fi utilizat la curățat pista de zăpadă, având o lamă lungă de 8 metri față de 2, cât avea cel pe care l-am folosit până de curând, a declarat Ovidiu Moșneag, directorul aeroportului. Consilierii județeni au aprobat investiția, care a trecut în patrimoniul județului Arad și a fost dată în concesiune aeroportului arădean. Amenzile de circulație cresc de la 1 ianuarie anul viitor. Iată noul mod de calcul al punctului de amendă. Acesta reprezintă valoric 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. Valoarea punctului de amendă va fi de minimum 165 de lei, raportat la salariul minim brut de acum, de 3.300 de lei. Punctul amendă a fost plafonat de guvern prin ordonanțe succesive la valoarea din anul 2017, adică 145 de lei, deși salariul minim a crescut. Ultima plafonare este valabilă până
la sfârșitul acestui an. În cazul în care salariul minim brut va fi majorat la 3.700 de lei, potrivit negocierilor cu patronatele și sindicatele, punctul de amendă va crește la 185 de lei. Ținând cont de abaterile de la codul rutier, șoferii plătesc pentru contravențiile rutiere următoarele amenzi: clasa 1, 2 sau 3 puncte amendă, clasa 2, 4 sau 5 puncte amendă, clasa 3, de la 6 la 8 puncte amendă, clasa a 4, de la 9 la 20 de puncte amendă și clasa a 5, de la 21 la 100 de puncte amendă. Se aplică numai persoanelor juridice. Un număr de 30 de persoane adulte cu dizabilități găzduite în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Vinga a Fundației Căminul Speranței Arad vor beneficia de servicii sociale și în anul 2024. Contractul trebuie semnat de Consiliul Județean Arad, având în vedere că actualul contract expiră pe data de 4 februarie. Contractul va fi încheiat pe o durată de 3 ani, valoarea acestuia depășind 7 milioane de lei. Persoanele care au nevoie de îngrijire de specialitate vor beneficia de servicii sociale potrivit nevoilor acestora. Suntem responsabili noi, administrația județeană, în colaborare cu Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului, de tot ce înseamnă contractarea serviciilor sociale care răspund nevoilor comunității. Avem ca obiectiv punerea la dispoziția beneficiarilor a unor condiții cât mai bune și suntem deciși să monitorizăm permanent derularea procedurilor. În județul Arad, Consiliul Județean și DGASPC Arad au dezvoltat parteneriate cu ONG-uri serioase care au oferit servicii sociale de calitate, a declarat Justin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad. Peste 80 de milioane de euro atrase la UAV. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad a atras în ultimii 3 ani fonduri europene, naționale și locale care au depășit de 4 ori bugetul universității. Cea mai mare pondere o au proiectele din fonduri externe nerambursabile, care însumează peste 60 de milioane de euro, celelalte fonduri venind de la Ministerul Educației, Ministerul Cercetării, Compania Națională de Investiții și din finanțări locale prin Centrul Municipal de Cultură și Centrul Cultural Județean. Noul cămin studențesc al Universității Aurel Vlaicu de la Facultatea de Design, noul sediu al Facultății de Științe Economice de pe strada Paul Chinezu, noul centru de cercetare în bioeconomie sustenabilă din Vladimirescu sunt doar câteva dintre cele mai importante obiective de investiții din ultimii 3 ani, care au determinat nu doar dezvoltarea bazei materiale, ci și crearea unor oportunități noi pentru activitatea de cercetare. Toate aceste proiecte care au determinat o creștere a calității activității didactice, a condițiilor de lucru, a dezvoltării infrastructurii și a muncii de cercetare, care au contribuit la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a personalului administrativ, au fost posibile prin munca de echipă a celor implicați, a declarat rectorul Universității Aurel Vlaicu din Arad, Ramon Alile. UTA a intrat în scurta vacanță de iarnă după remiza de la Cluj cu Universitatea Craiova. Aceasta se va încheia joi, 4 ianuarie, când este programată reunirea lotului. Pregătirea se va face din nou doar pe plan local, urmând ca adversarii din amicale să fie căutați în special în Ungaria. Se pare că primul a și fost identificat și este vorba despre FC Aica, echipa de pe penultimul loc din Liga Secundă Maghiară. Aceasta este situată în regiunea Vesprem, la aproximativ 400 de kilometri de Arad, dar e posibil ca amicalul să aibă loc mai aproape de graniță. Superliga a intrat în pauza de iarnă odată cu finalul etapei 21, urmând a se relua în a doua parte a lunii ianuarie. FCSB e lider, cu 44 de puncte, urmată de CFR Cluj cu 36 și Universitatea Craiova cu 34, iar pe ultimele 3 poziții de play-off se află Rapid, Șepșii și Farul. UTA iernează pe locul 12 cu 24 de puncte, chiar deasupra locurilor de baraj pe care se află FC Voluntari și Politehnica Iași, iar cele 2 poziții direct retrogradabile sunt ocupate de Dinamo și FC Botoșani. Primul meci oficial din 2024 al arădenilor se va disputa luni 22 ianuarie pe terenul FCSB-ului. Continuăm
săptămâna cu temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului. La noapte se anunță cer mai mult noros. Minimele termice vor fi de 4-5 grade Celsius. Vântul va bate cu 9 km pe oră dinspre sud, iar șansele de precipitații vor fi de 30%. Pentru ziua de sâmbătă sunt anunțate averse. Maximele termice vor fi de 10-11 grade Celsius. Vântul va bate cu 12 km pe oră dinspre sud, iar șansele de precipitații vor fi de 70%. Pentru noaptea de sâmbătă se anunță cer mai mult noros. Minimele termice vor fi de 3-4 grade Celsius. Vântul va bate cu 11 km pe oră dinspre sud. Pentru ziua de duminică se anunță cer parțial însorit. Maximele termice vor fi de 8-9 grade Celsius. Vântul va bate cu 11 km pe oră dinspre vest, iar șansele de precipitații vor fi de 10%. Pentru noaptea de duminică se anunță cer înorat. Minimele termice vor fi de 3-4 grade Celsius. Vântul va bate cu 15 km pe oră dinspre sud-sud-est, iar șansele de precipitații vor fi de 20%. Săptămâna următoare începe cu cer mai mult noros. Maximele termice vor fi de 7-8 grade Celsius. Vântul va bate cu 15 km pe oră dinspre vest-sud-vest, iar șansele de precipitații vor fi de 30%.